Faptele Apostolilor, capitolul 20, de la versetul 17 la 31, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Și acum, iată, știu că voi toți în mijlocul cărora am umblat predicând împărăția lui Dumnezeu, nu veți mai vedea fața. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor oamenilor, pentru că nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt supraveghetori, ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu însuși sângele Lui. Căci știu că după plecarea mea se vor strecura între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și din mijlocul vostru se vor scula oameni vorbind lucruri perverse ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea, vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani zi și noapte n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi, din voi. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, în luna aceasta, în luna iulie, învățăm despre slujitorii bisericii și așa cum spune pe calendar, în versetul de deasupra calendarului, Filipeni 1 cu 1, spune episcopii și diaconii, către Biserica lui Dumnezeu, cu toți împreună cu episcopii sau prezbiterii, nu mai știu cum zice în Filipeni, cred că episcopii și diaconii sunt în Filipeni, în Filipeni 1, da? Mi-amintesc de Apostolul Pavel, nu știu cum să, de unde să iau ca să spun mai pe scurt asta, dar ceea ce învățăm noi în aceste distinctive baptiste sunt lucrurile simple pe care le-a lăsat Domnul Iisus Hristos. Și important să înțelegem că această credință pe care ne-a lăsat-o Domnul Iisus Hristos este simplă, nu e complicată, dar oamenii și religia pe care o au oamenii astăzi tot complică lucrurile, tot adaugă și complică. Și gândindu-mă la asta, mi-am amintit săptămâna asta, am auzit că biserica în România, nu vreau să mai nominalizez și asta, că nu este interesul meu să ofensez pe cineva, dar înțelegeți dumneavoastră, biserica în România anul ăsta a hotărât și de la anul viitor pe calendar o să mai fie încă 14 zile de sfinți. Da? O să mai fie nominalizat. Și am stat să m-am gândit ce o să facă atunci când se termină zilele anului, când în fiecare zi o să fie o zi de sărbătoare. Atunci, gata, s-o termina cu sfinții săraci care nu mai prind loc, o să inventeze altceva atunci. Dar Apostolul Pavel spune, mi-e frică să nu fiți păcăliți și trași deoparte de la credința simplă care este în Iisus Hristos. Pentru că oamenii încep să complice. Tot așa este și cu slujitorii bisericii. Biblia spune episcopii și diaconii, pastorii și diaconii. Dar în religia de astăzi avem archbishop și subbishop și peste bishop și preasfinție și subsfinție și tot felul de arhimandriți și arhi nu știu ce. Și lucrurile se tot complică atunci când omul intervine. Săptămâna trecută am învățat despre rolul pastorului și săptămâna aceasta vom învăța despre responsabilitatea pastorului. Următoarele două duminici vom învăța despre celălalt slujitor în biserică și anume diaconul. Săptămâna viitoare, cu ajutorul domnului Beniamin, va ține lecția și să vă rugați pentru el și în ultima duminică voi fi și eu aici și vom avea schița cu recapitulare. Deci, în Faptele Apostolilor, capitolul 20, responsabilitatea pastorului. Aici, în acest capitol, Apostolul Pavel ține un discurs sau o cuvântare de rămas bun în care îi îndeamnă pe prezbiterii bisericii din Efes și le adresează încurajări și avertismente. Contextul începe în versetul 17, unde spune că din Milet, care este o localitate mai mică la sud de Efes, Pavel a trimis la Efes și a chemat la el pe prezbiterii bisericii. Da? Pentru că n-a mai vrut să intre pe acolo ca să nu fie reținut, i-a chemat pe ei deoparte să aibă o discuție cu ei. Și le amintește cum Dumnezeu l-a folosit pe el în Efes și cum acum el trebuie să meargă la Ierusalim. Versetul 22, iată, acum împins de Duhul mă duc la Ierusalim. Neștiind ce mi se va întâmpla, doar că sunt înștiințat din loc în loc că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Și vine versetul 24, foarte frumos, foarte, instructiv, dacă îl învățăm,
Dar eu, spune Pavel, nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau doar să-mi sfârșesc alergarea cu bucurie și lucrarea pe care am primit-o de la Domnul Iisus, să mărturisesc Evanghelia Harului Dumnezeu. Ca și lucrător al lui Dumnezeu nu stai unde ți-e mai bine, unde ți-e patul mai cald sau salariul mai mare. Sau Pavel ar fi putut să rămână la Efes cu ei foarte bine. Ei au plâns când s-au despărțit de el. Toți l-au înștiințat, nu te duce la Ierusalim, te așteaptă necazuri, te așteaptă lanturi. Pavel spune, lăsați-mă în pace. Eu nu trăiesc pentru mine ca să-mi fie mai bine, ci ca să împlinesc lucrarea Domnului și ce are El pentru mine. Și astfel se duce înainte. Pavel prevede că datorită a ceea ce avea să-i se întâmple la Ierusalim, nu se va mai vedea față în față cu acești credincioși din Efes. Și le spune lucrul acesta și ei sunt triști când aud asta. Efes, această adunare, era o adunare cheie din Asia. Datorită lucrării și mărturiei acestei adunări, au început multe alte adunări pe care le avem menționate în cartea Apocalipsa, cele 7 biserici din Asia. Efes este prima menționată acolo. În versetul 25, primul pe care noi l-am citit, Pavel spune, iată, știu acum că voi toți, în mijlocul cărora am umblat, predicând împărăția lui Dumnezeu, nu veți mai vedea fața. Deci acesta este contextul acestui discurs și ocazia acestui discurs. De aceea, Pavel îi face responsabil pe acești lideri, pe acești prezbiteri, din nou, nu este cu toată adunarea din Efes aici, este cu prezbiterii, cu liderii. Acum, de obicei, când ne uităm și citim acest cuvânt, aici ne gândim, a, o fi fost vreo 20, o fi fost comitetul bisericii, o fi fost... Poate că au fost doi, sigur a fost mai mult de unul, spune prezbiterii. Nu știm câți au fost. Noi tot timpul suntem impresionați de numere mari, de adunări festive și de așa mai departe. Asta nu este important aici, cred că din cauza asta nu ne, și nici nu ne spune. Da? Noi am fi vrut să știm, au fost 15 măcar. Au fost 10, câți erau în comitetul bisericii de la... Efes, da? Nu știu. Cel puțin au fost doi. Dar numărul lor nu face ca acest discurs sau această întâlnire să fie mai mult sau mai puțin importantă. Noi oamenii ne uităm la lucrurile exterioare, la ceea ce izbește ochiul. Dar Dumnezeu ne spune că lucrurile importante sunt altele. Și Pavel îi face responsabil pe acești lideri să-și asume din plin chemarea și slujba pe care le-a încredințat-o Duhul Sfânt ca și slujitori în biserică. Și acesta este versetul 28, versetul nostru de pe calendar. Luați seama la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt supraveghetor ca să păstoriți biserica lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu însuși sângele Lui. Luați seama bine, temeinic. Aveți o datorie, aveți o responsabilitate. Asta este lecția noastră de astăzi. Responsabilitatea pastorului. Da. Luați seama bine. La ce? La două lucruri. Luați seama bine, spune mai întâi, la voi înșivă. Luați seama bine la voi înșivă. Și în al doilea rând, la turma lui Dumnezeu. Luați seama bine la voi înșivă și luați seama bine la turma lui Dumnezeu. Și de aici, din aceste două lucruri, vom dezvolta lecția noastră de astăzi în două puncte. Responsabilitatea pastorului sau păstorului este mai întâi să ia seama la sine însuși. Sigur, în termen general, acesta este responsabilitatea fiecărui om. Spune Domnul Iisus Hristos, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu vezi bârna din ochiul tău? Nu poți să ajuți pe nimeni dacă tu nu ești cum trebuie. Dacă un orb călăuzește un orb, amândoi vor ajunge într-un șanț. Acum, contextul, discuția este despre păstor, despre conducătorul adunării lui Dumnezeu. Dar în termen general, este valabil pentru orice credincios. Luați seama bine la voi înșivă. Da. Și gândindu-ne la această responsabilitate, aș vrea să vă... sigur, în mod principal vorbim despre pastor aici, aceasta este lecția, și aș vrea să ne uităm la calificările pastorului. Luați seama bine la voi înși, vă le spune Pavel. Pentru că voi trebuie să vă calificați pentru slujba asta, este nevoie să îndepliniți niște criterii. Și Biblia este foarte specifică cu privire la această slujbă și la slujba de diacon. Da? O să ajungem și acolo, nu astăzi. Deci, calificările pastorului sunt menționate în 1 Timotei, capitolul 3,
și de asemenea sunt reluate în Tit, capitolul 1, unele sunt repetate în Tit, capitolul 1, dar sunt altele adăugate acolo. 1 Timotei, capitolul 3, haideți să deschidem acolo și versetul 1 spune: adevărat este cuvântul acesta, dacă râvnește cineva slujba de episcop, dorește o lucrare bună. Vedeți? Oamenii au această smerenie falsă care caută să se dea înapoi. Nu eu, lasă pe altul, lasă pe altul. Sigur, nu e bine să atragi atenția asupra ta tot timpul, dar nu e bine nici să te tragi înapoi tot timpul, pentru că Domnul Iisus Hristos spune, e nevoie de lucrători. E nevoie de lucrători. Secerișul este copt, este gata, ceea ce lipsește sunt lucrătorii. De aceea cine râvnește, spune aici slujba de episcop, slujba de episcop este o lucrare bună, în sensul de muncă, este muncă. Slujba de episcop este o lucrare, o muncă bună, onorabilă, nu este doar o poziție înaltă de șef sau de conducător, ci este o muncă. Asta spune aici, este o lucrare bună. Bărbații sunt încurajați să râvnească după această lucrare, după această muncă, slujbă bună, fiind conștienți în același timp de calificările necesare acestei slujbe. O să vedeți de ce sunt foarte strict și zic bărbați. Pentru că în zilele noastre au început să fie ordinate și femei în slujba aceasta și nu are legătură cu capacitatea sau cu superioritatea sau inferioritatea, ci are legătură doar cu cuvântul lui Dumnezeu. Chiar și în biserici baptiste au început să fie ordinate femei. Să nu mai spun că în România predică de mult femei în biserici baptiste. Eu, imediat când am fost mântuit, asta înseamnă acum 26 de ani, nu înțelegeam bine atunci, dar fiind la Reșița, am văzut o femeie care, bine, nu predica chiar așa de la învon, dar a ținut lecția de școală duminicală, cu tablă, cu acolo, cu pilda talanților, mi-am amintesc și acum. Este activă chiar și acum, la Surduc, se țin foarte multe conferințe. Și această femeie predică în continuare. Este româncă de origine, dar locuiește în America de mulți ani. Dar nu este singura. Și o să vedem în aceste calificări de ce această slujbă se adresează bărbaților. Bărbații sunt încurajați să râvnească, dar trebuie să fie responsabili și să fie conștienți de calificările necesare. Asta spune aici Pavel. Dorește o lucrare bună, dar... Versetul 2 începe cu dar. Episcopul trebuie să fie. Și urmează aici o listă cu 16 calificări. Din versetul 2 până la versetul 7 sunt 16 calificări. Doar o să le enumăr. Și apoi în capitolul 1 din Tit mai sunt încă 6. Deci în total 22 de calificări. Ați văzut acum când se oferă posturi de muncă, spune ce calificări trebuie să ai. Și îți dă 2, 3. Dar pentru pastor sunt 22 listate aici. Da. Hai să vedem să le enumerăm. Spune primul, este trebuie să fie fără vină. Fără vină, adică fără reproș. Ca un bun administrator care nu îi se găsesc minusuri, șmecherii, fără să poată fi arătat cu degetul, fără reproș. Soțul unei singure soții, a doua calificare, iată de ce această slujbă este pentru bărbați, fiindcă o femeie nu poate să fie soțul. Bine, cu lumea de acum se schimbă, da, ei spun că poate. Dar, așa cum a lăsat Dumnezeu lumea, noi înțelegem, spune, episcopul trebuie să fie soțul unei singure soții, este o slujbă pentru soț. Apoi spune, cumpătat, a treia calificare, echilibrat, vigilent, sobru, serios, înțelept, a patra, tot în versetul 2 avem, vrednic de cinste, tot în versetul 2, vrednic de cinste, respectabil, trebuie să fie un om vrednic de cinste, respectabil. Asta nu înseamnă că toți îi vor da cinstea, dar nu vor putea să spună altceva, așa cum Domnul Iisus nu a putut să fie acuzat de nimic, așa cum Ștefan n-a putut să fie acuzat de nimic, diaconul. N-au putut să-l acuze de nimic. Vrednic de cinste. Fără vină, fără reproș. Da? Tot în versetul 2, a șasea calificare spune primitor de
oaspeți. Episcopul lui Dumnezeu trebuie să fie un om sociabil, deschis față de oameni, nu închis, nu morocănos, ci sociabil, deschis față de oameni, pentru că Dumnezeu iubește toți oamenii și Domnul Iisus a murit pentru toți oamenii. Amin? Pentru români, pentru țigani și pentru alți și pentru negri și pentru bogați și pentru săraci, pentru deștepți și pentru mai puțini. Domnul Iisus Hristos a fost acuzat că stă la masă cu oamenii păcătoși. Da? Primitor de oaspeți, deschis cu toți oamenii. În stare să învețe pe alții, a șaptea calificare în versetul 2, în stare să învețe pe alții, Domnul Iisus ne poruncește să facem ucenici. Nu-i destul să știi pentru tine, ci trebuie să înveți pe alții. Nu, în stare să învețe pe alții nu înseamnă ca să vorbească tot timpul, să dea învățătură, ci înseamnă să influențeze pe alții, vorbele lui să aibă un impact, să facă ucenici. Degeaba întorce gura în continuu, dar nimeni nu schimbă viața și nimeni nu este influențat. În stare să învețe pe alții. Evrei, capitolul 5, versetul 12, avem acest avertisment. Voi, care de mult trebuia să fiți învățători, să faceți ucenici. Apoi, în versetul 3, avem numărul 8 pe lista de calificări, să nu fie bețiv, numărul 9, să nu fie bătăuș sau violent, numărul 10, să nu fie lacom, da? Și tot în versetul 3 avem alte 3 calificări care vin cumva în partea cealaltă. Dacă puteți observa asta, avem 6 calificări în versetul 3. Primele 3 sunt trăsături lumești și spune să nu fie așa, să nu fie bețiv, să nu fie violent, să nu fie lacom, ca și lumea. Dar cum să fie? Următoarele 3, să fie blând, răbdător, să nu fie certăreț, să fie făcător de pace, împăciuitor și să nu fie iubitor de bani. Asta e împotriva lăcomiei, doritor de câștig, înșa rădăcina tuturor relelor este iubirea de bani. Ce înseamnă iubirea de bani? Foarte repede unii creștini se descotorosesc de această acuzație. Oh, eu nu sunt iubitor de bani. Serios? Știți ce înseamnă iubitor de bani? Ne ducem la 1 Timotei capitolul 6. Acolo se vorbește despre iubirea de bani. Și acolo spune: voi n-ați adus nimic în lume și nici nu puteți să luați nimic din ea cu voi. Dacă aveți ce mânca și cu ce vă îmbrăca, să fiți mulțumiți cu atâta. Dar celor care doresc mai mult. Și apoi intervine discuția despre iubirea de bani și lăcomie. Deci, lăcomia sau iubirea de bani înseamnă să nu te mulțumești cu atâta. Dacă ai o haină să te îmbraci și dacă ai să mănânci astăzi, mulțumește-te cu atâta. Dacă vrei mai mult decât atâta, înseamnă că începi să devii lacom și iubitor de bani. Nu contează că alții sunt mult mai mult decât tine, dar aici este începutul lăcomiei. Să nu te mulțumești cu atâta. Să dorești mai puțin mai mult, mai puțin mai mult, mai puțin mai mult. Așa începe lăcomia. Lucrătorul lui Dumnezeu trebuie să se mulțumească, să nu fie iubitor de bani. În versetul 4 avem a 14-a calificare, să-și conducă bine casa. De fapt, versetul 4 și 5 vorbesc despre asta. Este o cerință foarte importantă pentru pastor. Spune aici să-și conducă bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Deci dacă cineva nu știe să-și conducă bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Dacă nu se descurcă acolo, în casă, în cămin, cu 2, 3, 4, 5 oameni, nu poate să fie administrator bun, nu poate să țină în supunere, să fie bună cuvință, să fie respect, să fie ascultare, să se dea învățătură, atunci nu poate nici la o scară mai mare în biserica lui Dumnezeu, spune aici. Nu îi se va da mai mult spre administrare. Ce înseamnă să-și conducă bine casa? Spune în versetul 4 să-și conducă bine casa, înseamnă relația cu soția și să-și țină copiii în supunere, creșterea copiilor. Este o calitate eliminatorie pentru pastor. Nu vreau să dezvolt mult aici, dar am auzit de multe ori
Și mulți oameni care se potignesc în familia pastorului și în copiii pastorului din cauza că sunt răsfățați, din cauza că nu sunt supuși, din cauza că nu respectă ceea ce pastorul predică. El predică, dar familia lui face exact invers. Da? Și el face exact invers. Este foarte important ce se spune aici ca și calificare pentru pastor. În versetul 6 avem a 15-a calificare, să nu fie începător, novice. Da. Nu contează vârsta biologică, începător nu contează vârsta biologică. De exemplu, Timotei a fost ordinat ca pastor pentru biserica din Efes când era foarte tânăr, dar nu era novice. Era tânăr, dar nu era începător în lucrare, se califica pentru lucrare. De aceea s-au pus mâinile peste el. Noi trebuie să avem grijă să nu implicăm lucruri care nu sunt spuse. E vorba aici despre maturitate spirituală. Pentru un începător este o mare ispită această slujbă, pentru un novice, spune aici de ce, pentru că este ușor să îi se îngânfe inima, să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să îngânfe inima, să cadă în aceeași condamnare ca și diavolul. În versetul 7 avem a 16-a calificare, spune să aibă o bună mărturie din partea celor de afară. Nu doar din partea celor dinăuntru bisericii, dar și din partea necredincioșilor. Vrei să vezi ceva adevărat sau ceva ce nu știi despre un om? Vorbește puțin cu vecinii lui. Vorbește puțin cu consătenii. Să aibă o bună mărturie din partea celor de afară. Este o calificare necesară. Următoare 6, spuneam, sunt în Tit, capitolul 1. Dacă deschidem în Tit, capitolul 1, începând de la versetul 7, unele dintre ele se repetă, nu o să le mai amintesc pe acestea, dar doar pe cele care nu au fost menționate în 1 Timotei 3. Din nou începe aici că supraveghetorul, ca și administrator al lui Dumnezeu, trebuie să fie și urmează lista. Da? Fără vină și așa mai departe. Unele, am spus, se repetă. Dar spune aici ceva care nu era în Timotei, să nu fie încăpățânat. Să nu fie încăpățânat. Nu e vorba despre mine, ce vreau eu, cum mă simt eu, ce cred eu. Această slujbă cere lepădare de sine, să nu fie încăpățânat. În versetul 8, a 18-a calificare, să fie iubitor de bine, spune aici. Restul se repetă, să nu fie iute la mânie, de dat la vin, bătăuși, lacom de câștig necinstit, astea se repetă, dar apoi, primitor de oaspeți, ajungem în versetul 8 la iubitor de bani. Pardon, să fie iubitor de bine. Iubitor de bine. A 19-a să fie, tot în versetul 8, să fie drept. Cumpătat este și în Timotei. Să fie sfânt. A 20-a calificare să fie sfânt. A 21-a, la sfârșitul versetului 8, să fie, spune aici, controlat. Sau înfrânat. Să poată să se înfrâneze. Cel mândru va pieri, spune Cartea Proverbelor, din lipsă de înfrânare. Nu se poate înfrâna. Și cel rău va pieri din lipsă de înfrânare. Supraveghetorul, ca și administratorul al Dumnezeu, trebuie să se înfrâneze, să fie controlat, să se poată înfrâna. Și ultima, în versetul 9, a 22-a calificare, spune aici, ținându-se de cuvântul vrednic de crezut, care este potrivit cu învățătura, ca să fie în stare să îndemne în învățătura sănătoasă, cât și să înfrunte pe potrivnici. Să fie sănătos în doctrină. Este foarte necesară această calificare slujbe de administrator sau supraveghetor. În aceste pasaje, 1 Timotei 3 și Tit 1, pastorul este numit episcop sau este numit administrator, supraveghetor sau economul lui Dumnezeu, dacă vreți. Aceste calificări nu sunt necesare doar pentru începutul slujbei de pastor atunci când este ordinat. Evident că sunt necesare atunci. Dar sunt necesare pe tot parcursul exercitării acestei slujbe și încălcarea uneia din aceste calificări duce la descalificare. Și Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni capitolul 9 și versetul 27, 1 Corinteni 9 cu 27, spune Apostolul Pavel, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am predicat altora eu însumi să fiu
descalificat. Duce la descalificare. Deci, ne întoarcem la textul nostru de bază, în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 28, spune Cuvântul lui Dumnezeu, luați seama la voi înșivă. Luați seama la voi înșivă. Și la mai ce luați seama? Luați seama la turma lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea pastorului, adică biserica lui Dumnezeu, turma, spune aici, peste care v-a pus Duhul Sfânt. Asta înseamnă biserica locală, aceea pe care însuși Iisus a câștigat-o cu sângele Său. Este ceva valoros, este ceva mare. Trebuie să fiți atenți, luați seama. Ce înseamnă pentru pastor să ia seama la turmă? Cu alte cuvinte, care este fișa postului? Descrierea slujbei. Da? Și aici avem cele trei cuvinte folosite în Noul Testament cu referire la aceeași slujbă. Ele nu sunt trei slujbe, așa cum unele biserici acum sunt ordinați prezbiteri, ăștia sunt prezbiteri, sunt ordinați păstori, ăștia sunt păstori. Ei sunt una și aceeași slujbă. Episcop și diacon. Dar slujba de episcop sau de păstor, în fișa apostolului, are trei îndatoriri. Da? Și acestea sunt descrise foarte bine de aceste trei cuvinte în limba greacă. Prima îndatorire a pastorului este să conducă. Și aceasta este descrierea pe care o dă cuvântul presbiter. Presbiter sau bătrân în limba română. Presbiter nu este un cuvânt în limba română. Este un cuvânt în limba greacă, presbuteros. Da? Și este preluat în limba română. Dar o traducere în limba română ar fi bătrân. Din nou, nu bătrân ca și vârstă, ca și ani. Timotei nu a fost bătrân atunci când a fost pastor. Bine, sigur că se pretinde că cei în vârstă, care sunt pe calea Domnului, să fie niște buni conducători. Dar nu tot timpul este așa. Dar nu asta, nu se referă din nou la vârsta biologică, ci se referă la această descriere a slujbei. Cuvântul de presbiter sau bătrân înseamnă conducător, cel care ghidează. Pastorul trebuie să fie călăuza turmei. Și în Fapte 20 cu 17 sunt numiți așa, a chemat Pavel la el pe presbiterii, pe bătrânii bisericii din Efes, pe conducătorii bisericii din Efes. Pastorul trebuie este călăuza turmei. Trebuie să o ghideze, trebuie să o conducă, trebuie să o păstorească. Asta înseamnă să păstorească, să conducă într-o direcție bună, la apă de odihnă, la pășuni verzi, ca să dea lapte, ca să facă miei, reproducere, facere de ucenici. Da. Trebuie să o călăuzească. Apropo, păstorul nu face miei, ci oile fac miei în turma de zi cu zi. Noi toți trebuie să lucrăm la asta. Nu doar păstorul trebuie să aducă oameni la Domnul, ci fiecare oaie, dacă este sănătoasă, trebuie să facă ucenici. Amin? Așa funcționează. Dar pastorul trebuie să învețe lucrurile acestea, să conducă, să ghideze turma, să păstoriți, spune versetul 28, versetul de pe calendarul nostru. Să păstoriți, adică să conduceți. În 1 Petru, acesta a fost pasajul de săptămâna trecută, 1 Petru, capitolul 5, versetul 2 și 3, spune, păstoriți turma lui Dumnezeu care este între voi. Apropo, la versetul 1, Petru spune, îndemn pe prezbiterii care sunt între voi. Deci este slujba prezbitorului aceasta, a bătrânului. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este între voi, slujind ca veghetori, nu din constrângere, ci de bună voie, nu pentru un câștig necinstit și cu dragă inimă, nu ca și cum ați stăpâni peste cei încredințați vouă, ci fiind exemple turmei. Păstoriți, prezbiterii trebuie să păstorească cum? Vegheați în fruntea turmei, ca și veghetori în fruntea turmei, găsiți cărările drepte, găsiți pășunile bune și mergeți ca și exemplu înainte, dați-vă exemple turmei. Am ilustrat săptămâna trecută cum păstorul angajat, plătit, nu este ascultat de oi, nu-i pas de oi, oile n-au încredere în el și atunci nu poate să le conducă dinainte, să le cheme, că ele nu merg după el și atunci trebuie să le mâne dinapoi cu boata. Evrei capitolul 13 și versetul 7, Evrei 13 cu 7,
vorbește despre mai mari voștri sau conducătorii voștri, prezbiterii voștri. Da? Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul și luând în seamă rezultatul purtărilor, urmați-le credința. Mergeți după ei. Deci să conducă. Acesta este prezbiterul. A doua responsabilitate sau descriere a slujbei de păstor este să supravegheze și acesta este episcopul. Așa cum spune în Filipeni 1 cu 1, episcopii și diaconii. Să supravegheze. În Fapte 20 cu 28, versetul nostru de pe calendar spune: luați seama la voi înșivă și la turma peste care v-a pus Duhul Sfânt supraveghetori. În traducerea TBS, care o folosim acum, este deja tradus acest cuvânt. În traducerea Cornilescu, dacă nu mă înșel, este episcop, pe care v-a pus Duhul Sfânt episcop. Din nou, episcop este un cuvânt grecesc, nu este românesc. Dar a fost preluat în toate limbile ca și cuvânt religios, este cuvântul episcopos. Dar traducerea lui, însemnătatea lui este aceasta, de supraveghetor, de păzitor. V-a pus Duhul Sfânt episcop ca să supravegheați turma lui Dumnezeu. Păstorul trebuie să fie ca și o umbrelă protectoare pentru turmă, să observe dușmanii, să anticipeze pericolele din timp până nu ajung să lovească turma. Să fie prevăzător, să fie precaut. În Fapte 20 cu 29, Pavel spune: căci știu, aveți grijă să vă faceți bine slujba de supraveghetori, căci știu că după plecarea mea se vor strecura între voi lupi răpitori. Voi trebuie să prevedeți lucrurile astea, trebuie să vedeți aceste pericole, trebuie să le identificați și să păziți turma. Lupi răpitori care caută să dezbine și să fure ucenici, să-i atragă în altă parte, spune în versetul 30, să tragă pe ucenici de partea lor, să facă diviziune. Lupi răpitori din exterior și, de asemenea, spune aici versetul 30, și din mijlocul vostru se vor scula oameni vorbind lucruri perverse ca să tragă pe ucenici de partea lor. Dacă citim în 2 Corinteni, capitolul 11 și versetul 2, Apostolul Pavel a avut o problemă de genul acesta cu credincioșii din Corint și acei apostoli aleși, așa cum se prezentau ei, mai superior lui Pavel, care încercau, după ce Pavel a început această lucrare, ei încercau să-i atragă pe credincioșii din Corint de partea lor, denigrându-l pe Pavel și spunându-le alte lucruri. Așa cum fac politicienii în ziua de astăzi. Când începe campania, unii denigrează pe ceilalți și vor să te atragă de partea lor. Nu toți, dar majoritatea lucrează așa. 2 Corinteni, capitolul 11 și versetul 2, Pavel spune că sunt gelos pe voi cu o gelozie din Dumnezeu pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară. Dar mă tem ca nu cumva, după cum șarpele a amăgit pe Eva prin micrenia lui, gândurile voastre să fie rătăcite de la curăția și credincioșia care sunt în Hristos. Și apoi vorbește despre acești apostoli mincinoși care caută să-i atragă. Supraveghetorul lui Dumnezeu este gelos, ca și Dumnezeu. Și tare se mai supără frații și surorile din biserică atunci când pastorul este gelos și ne întreabă: dar unde ai fost? De ce n-ai fost la biserică? Dar crezi că e bine? Ce ai făcut? Dar ce te bași tu? Ce-i treaba ta? Dumnezeu este gelos pe copiii lui. Și vrea, spune, nu știi tu, suflete prea curvare, că Dumnezeu te vrea cu gelozie pentru sine? Nu te vrea doar duminica. Nu vă supărați atunci când pastorul este gelos. Pentru că este supraveghetorul lui Dumnezeu pentru sufletele voastre. Și vă dați socoteală pentru asta, spune Evrei 13 cu 17. Și este pentru binele vostru. Lăsați-i, spune Evrei 13 cu 17, să facă lucrul acesta cu bucurie. Nu cu tristețe. Nu vă supărați. Nu fiți frustrați. Pentru că asta nu folosește la nimic. Nici vouă, nici pastorului, nici bisericii. Da. Păstorul trebuie să știe și să aprobe tot ce vine peste turmă. El este păzitorul ei. De aceea nu oricine poate să predice, să dea îndemnuri, să cânte, să facă alte lucruri decât dacă este verificat. Și, în fine, a treia responsabilitate în slujba aceasta este să hrănească. Ca și orice păstor sau cioban, trebuie să sature oile,
să le hrănească, să se dezvolte, să crească. În Efeseni, capitolul 4, de la versetul 11, ne spune că Dumnezeu a dat păstori și învățători pentru creșterea credincioșilor, pentru maturizarea lor, pentru dezvoltarea bisericii. Învățătura și predicarea trebuie să fie structurată și organizată ca și un meniu menit să ajute pruncul să se dezvolte și să crească, să se maturizeze. Părinții nu lasă copiii să mănânce ce vor ei. Se duc la doctor și spune, păi, e subnutrit. Sau îi lipsește aia, Păi de ce? Ce ai dat să mănânce? Păi, ciocolată. Eu l-am lăsat să mănânce ce vrea el. Îi spune Pavel lui Timotei, tânărului pastor, în 2 Timotei, capitolul 4, predică cuvântul la timp și ne la timp. Va veni vremea când oamenii vor zice, nu vrem asta, noi vrem ciocolată. Vrem să ne spui întâmplări, să plângem, să ne spui să facem, să auzim de minuni, de lucruri din astea frumoase. Mai lasă-ne cu lecțiile și cu studiu și să memorăm versete și să ne schimbăm viața. Predică cuvântul la timp și ne la timp. Pruncii au nevoie de hrană. Ei nu știu ce trebuie să mănânce. Dacă vor bine, dacă nu, vor rămâne prunci. Dar tu trebuie să hrănești, le spune Pavel lui Timotei. Deci, asta înseamnă lucrarea pastorului. În concluzie, în Faptele Apostolilor 20:31, Apostolul Pavel le spune prezbiterilor din Efes, de aceea vegheați și aduceți-vă aminte cum m-am purtat între voi. Vegheați de aceea, pentru că Duhul Sfânt v-a chemat și v-a pus în slujba aceasta, asumați-vă această responsabilitate cu mare grijă și fiți recunoscători. Luați seama bine, versetul 28, la voi înșivă în primul rând, dați-vă la cele 22 de calificări și păziți-le cu strictețe. Nu fiți o piedică, o pricină de potignire. Din cauza păstorului, din cauza familiei lui, oamenii să fie dezbinați. Oamenii să nu vină la biserică. Oamenii să, mă rog, să facă alte lucruri. Luați seama bine la voi înșivă. Și de asemenea la turma peste care v-a pus Duhul Sfânt supraveghetori, ca să păstoriți biserica lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu însuși sângele lui. Adică ce să faceți? Să conduceți, să păziți și să hrăniți turma. Pentru că asta face presbiterul, conduce, episcopul supraveghează și păstorul păstorește, hrănește turma. Și Domnul să ne ajute să urmăm lucrurile acestea atunci când ne încadrăm și suntem chemați la această slujbă.